astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal. Doamnelor și domnilor, sub deviza "Fără comedie, viața e pustiu", Mădălina la Grecu și Darius Escu vă prezintă știrile în alb și negru. Bun găsit, doamnelor, domnilor și blondelor! Deschidem jurnalul cu o știre naționalistă. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o sentință definitivă conform căreia arborarea steagului secuiesc este discriminatorie la adresa românilor. Cum precedentul a fost deja creat, surse de la Înalta Curte de Casație și Justiție au declarat pentru știrile în alb și negru că se pregătește o sentință similară și pentru arborarea covilitirului la căruță. Politichia de mărgăritar. Știri de care ne este rușine. Președintele Traian Băsescu a declarat joi, înaintea plecării la Consiliul European, că mandatul său se termină pe 21 decembrie, ora 24, și nu poate, constituțional, să rămână în funcție nici măcar o oră, nedorindu-și o asemenea situație, așa cum s-a susținut public în ultima perioadă. Domnul președinte, nici noi nu vrem să vă reținem. Poate alții. Fiul lui Victor Hrebenciuc, Andrei, a fost reținut pentru 24 de ore de către procurori în dosarul care vizează retrocedări ilegale a 10 de mii de hectare de pădure. De unde se deduce că așchia nu sare departe de trunchi? Eu prefer un alt proverb strămoșesc. Like father, like son. Nici n-a intrat bine Ponta în bătălia pentru Cotroceni că Sebastian Ghiță și-a anunțat candidatura la șefia PSD în tandem cu Liviu Dragnea. Bă, băieți, voi încă n-aveți saci în căruță și vă apucați să dați bice boilor? Aflând ce se pune la cale în partidul care este, Marian Vanghelie i-a luat la înjurături pe persoană fizică pe Sebastian Ghiță și Victor Ponta. În cadrul unei întâlniri de taină cu Mircea Joană, candidatul care a fost, Vanghelie, primarul care este, a pus punctul pe ei. Toată lumea este hoți, numai noi este cinstiți. Mesaj de interes public. Pe ei, pe mama lor. Jurnal de campanie. Gheorghe Funar a depus la Curtea Constituțională o contestație, susținând că 6 dintre candidații la președinție ar fi fost ofițeri acoperiți. Eu cred că și Funar i-a acoperit. De ridicol! Domnul Funar, când ați plecat în campanie, n-ați uitat nimic pe acasă? Un rudotel, un diazepam, ceva? Că fac bine la programul electoral? Conform unui sondaj de opinie comandat de PSD, Elena Udrea poate intra în turul 2 al prezidențialelor cu o singură condiție. Klaus Iohannis să fie declarat incompatibil. Păi ce faceți, domnul președinte? Mai stați pe gânduri? De altfel, Elena Udrea este invitata de astăzi a rubricii Dedicația și muzicale. Se face de la grupul de umor Ridendo pentru A mai bună pentru țară și al ei conducător iubit. Am tot promovat o țață cu galoși și cu sacoși, fiindcă n-aveam loc de dânsul, i-am umblat și la cocoș. Mă tot invita la Golden, la whisky fără cafea, și când o priveam mai tandru, toată țara blestema și striga: nu ții, umbli cu corupții. Și striga: nu ții, umbli cu corupții. Ea atunci m-a strâns de mână și mi-a șoptit: mi amor, eu sunt bună pentru țară, uite dracu, nu m-a avut. Și i-am zis: ei, le dăm o găleată și un ulei. Muzica.
îmi tot sună telefonul, prietenii obrazul-mi bat. Băi, Traiane, dă o dreacu, face o blondă șef de stat. Fă și tu cu ea de cap, la nana printre goceni. Nu te afișa cu doamna în curte la Cotroceni. Că strigă-mi, nu ții, tu ești mai curții. Și strigă-mi, nu ții, marci în fundul curții. Ea atunci m-a strâns de mână și mi-a șoptit: mi amor, eu sunt bună pentru țară, uite-i dracu, nu mă vor. Și i-am zis: ei, le dăm o găleată și un ulei. Într-un clip electoral difuzat la România TV, candidatul PSD Victor Ponta folosește imaginea lui Arnold Schwarzenegger și a Simonei Halep. Adică telea pisicuțul, ce vrea să zică? Păi vrea să zică că e tare ca piatra, iute ca săgeata. Dacă aș fi Simona Halep, i-aș servi un rever de toată frumusețe. În ceea ce îl privește pe Arnold Schwarzenegger, acesta i-a transmis lui Victor Ponta tradiționalul: hasta la vista, baby. Responsabila cu gargara din PSD, Gabi Firea, l-a acuzat pe candidatul ACL, Klaus Iohannis, că s-ar fi îmbogățit din traficul internațional de copii. În acest caz, Herr Iohannis, vă sfătuim să vă modificați și sloganul electoral. În România, lucrului bine făcut, cine n-are copii, să-și cumpere. Teodor Meleșcanu anunță că, după un președinte jucător, am avea nevoie de un președinte dirijor. Ce să dirigeze? Cum ce? Corul robilor. Din Nabucco? Din România. România tehalesc. Știri din țara nimănui. Cu creierul înnotând în alcool, un bucureștean a pus pe jar zeci de forțe de ordine, anunțând că și-a aruncat amicul de pahar în lacul Pantelimon. Imediat, polițiștii și scafandrii din București au împânzit locul în care s-ar fi produs tragedia. Numai puțin de 7 ore, pompierii au căutat trupul dispărutului. În tot acest timp, întins pe canapeaua din sufragerie, mortul se uita consternat la televizor și se întreba de ce nimeni nu-l caută și acasă. Fostul ministru al mediului, Rovana Plumb, e bănuită că și-a înmatriculat mașina în Bulgaria pentru a nu plăti taxa de poluare pe care chiar ea a impus-o. Păi, dacă dincolo era mai ieftin? Conform dezvăluirilor unor ziariști de la Libertatea, în penitenciarele din România ar funcționa adevărate rețele de prostituție masculină. Cum au intrat politicienii în pușcărie, cum s-a dus dracu moralitatea condamnaților? Măicuțele de la Mănăstirea Dobru din Vânător Neamț au refuzat pur și simplu să semneze de primire pentru cardurile de sănătate. Așa că poștașul a fost nevoit să le ducă înapoi la sediu și să-și informeze superiorii despre problemă, justificând că aceste carduri contravin convingerilor lor intime și religioase. Contravin convingerilor lor intime?
Dar unde credeau, mă, că se bagă cardul ăsta? Student în Anglia, în timpul liber, Andrei Tecău, fiul președintelui Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău, și-a făcut un obicei din a studia flora și fauna de prin locurile de pierzanie din București. În timp ce tatăl său afișează pe profilul personal date despre evenimentele importante din județ, fiul postează pe contul de Facebook evenimente ale vieții nocturne din capitală, cu transmisii live din localul de manele sau cluburi de fițe, la ore târzii din noapte. Iată o relatare de la fața locului pe la 2 dimineața. Curve multe, femei pe interes, obiectiv principal masa în club și băutura, mașină să le ducă acasă, sex, dacă e cazul sau nu, p***e de la Pitești ajunse în capital. Beiza dea de la Pitești ajunsă la studii în Marea Britanie. Show pe ei. Știri mondene. Mihai Trăistariul nu se oprește din procesul de a deveni bărbat fatal. Am fost să-mi îndrept cocoașa. M-au electrocutat cu tot felul de aparate. Mi-a tremurat fiecare celulă în parte. Și-a povestit Trăistariu atât agonia cât și extazul. Mihăiță, de aici și până la scaunul electric nu mai e decât un singur pas. Numai bine te rogi tu de redactorii aia muzicali să te critique până te îndrepți? Loredana Chivu, asistenta păcătoasă, a călărit un elefant. De ce? Fiindcă pachidermul era timid. Apropo, știi care e diferența dintre Loredana Chivu și un elefant? Habar n-am. Loredana are trompa mai mare. Adelina Pestrițu s-a apucat serios de citit. Cărțile lui Petre Țuțea sunt extrem de educative și distractive, a decretat Pițipoanca de Mol. Auzi, fa? Bine a zis Țuțea când a zis. Am stat 13 ani în temniță pentru un popor de idioți. Doamnelor și domnilor, urmează vremea și vremurile. Cu Victor Slab. Bun găsit! Sunt Victor Slab, cel mai în măsură să vă prezinte vremea și vremurile. Vremuri tulburi pentru UE. După ce premierul britanic David Cameron a anunțat că Marea Britanie va organiza peste 3 ani un referendum cu privire la ieșirea regatului din Uniunea Europeană. În plus, englezul a declarat că refuză să plătească cele 2 miliarde de euro la bugetul european. Davide, de ce ești, mă, țigan? Păi gura noastră ce să mai mănâncă! Rămânem pe tărâm britanic și vă anunțăm vreme posomorâtă și invazie de șoarici în clădirea Parlamentului englez. Ăștia își fac probleme pentru niște șoricei, iar la noi specia de guzgan rozaliu a ros 10.000 de hectare de pădure. Soare cu dinți la FRF, acolo unde se prefigurează că noul antrenor al Naționalei României ar fi Mircea Lucescu. Adică telea după norocul proverbial al lui Pițurcă, ne așteaptă ghinionul genial al lui Lucescu. Toată lumea știe că il Luce, atunci când pierde, dă vina pe teren, pe arbitru, pe femeia de serviciu. Vreme închisă și pentru baronul de Brașov, Aristotel Căncescu, care a fost arestat pentru luare de mită. Stau și mă întreb în ritmul ăsta dacă mai are cineva curaj să candideze la vreo funcție politică în țara asta. Nu de alta, dar cred că e mai ușor să-i enumeri pe politicienii care n-au dosare decât pe cei care au. Până săptămâna viitoare, țineți minte, vremea e ca DNA-ul, te ia cutremurat. Doamnelor și domnilor, ați urmărit știrile în alb și negru realizate și prezentate de grupul de umor Idendo. Mulțumim firmei Top Image pentru tricourile cu mesaj. Până săptămâna viitoare, păstrați-vă cumpătul. Și simțul umorului. Cine a fost lumina? After.
ziar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal.